A, nu, bun, atunci. Deci ne vedem cam, nu știu, jumătate de oră, oră. 7-8, în jur de 7-8. Bun, perfect. Te pup. Ciao, ciao, ciao. Da, bun, am cam jumătate de oră. Perfect, merg să mă pregătesc. Mamă, frate, dar de unde știi? De unde trebuia să ajung azi? De unde știe? Ai și mine, de ce nu-mi dau pasul? Wow, îngerul meu păzitor! Auzi la asta, conștiință. Hai mă, lasă-mă. Zero. Eu cred că s-ar putea să ai puține nevoie de mine. Ce tu spui acolo? Da, cred că trebuie să fii bărbat și să-ți asumi. Nu o să se întâmple absolut nimic. Ah, tu nu o cunoști. Adrian, dacă te pune mama naibii să mă înșel vreodată, ascultă-mă bine. Ți-am luat biluțele. Ți le-am tăiat, tocate, mărunțite și le dau la câine. M-ai auzit? Halal conștiință. Bun. Deci, comportă-te cât poți tu de normal. Da? Bun. Iubire! Iubitule, hai că nici nu pot să mă ridic să te salut, îți ruptă. Gândește că am schimbat 3 avioane, s-a amânat ședința, trebuie să vin azi și că facem ședința online, o harababură, tu dar nu mai înțeleg nimic, efectiv sunt terminată și de la fost orar. Dar cum de te-ai pregătit? Ai știut că ți-o anunțat, mami, că vin azi sau? Da, am... Bine, lasă, hai să mâncăm, că mi-a sruptă de foame, te rog, hai. Hai, te rog, îmi pui tu să mănâncă sruptă. Da, hai că spun, hai. Doamne, dar ce tremuri da, așa? Nu știu, lipsă de calciu sau ceva, habar. Unde e verigheta? Unde e verigheta? Adică eu am artrită și n-o port. Dar tu? Zi! Aștept explicație! S-o înfundat la chiuvetă la bucătărie și plin de păr și plin de carne și am băgat acolo mâna și am zis că să nu prindă verigheta. Bine, știi hai, că... hai, du-te cât mai pot, da, hai, și... bine, las paranoia s-o obosită, nu? Cine? Lasă, iubi, nu știu, mă, stai liniștită, stai, că uite, acum mâncăm, îs martorii lui Jehova, știi că vin de fiecare, de da, exact. Mai eu mă duc. Ți le-am tăiat, tocate, mărunțite și le dau la câine.